voi fi un partener al dumneavoastră, așa cum am fost în mandatele precedente. Vă pun la dispoziție expertiza mea, atât în administrație publică, cât și în atragerea de fonduri europene. Și voi fi vocea dumneavoastră în Parlamentul României. Voi iniția legi, așa cum am făcut-o și până acum, în folosul comunităților. Și sper ca împreună să reușim în mandatul ăsta mai mult decât am reușit în mandatul precedent. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă urez succes și felicitări pentru. Domnul Dedic este fratele meu, dar nu de sânge. Avut când ați devenit frații? În urmă cu... Dacă aveți timp, povestem și alte... ne-am cunoscut de mult. Prima... 10 ani, 5 ani. Nu. Prima întâlnire am avut-o în 99, când dânsul era legător la curse și organizator al Cupei Montana, Tofan Group, trunsorul Coastă se numea, nu? Nu era, era Liu Argeșului, da. Asta a fost undeva prin 99. Prin 99, când am și luat titlul. Când a luat și titlul și are și eu cupa acasă, pe care eu mă mândresc și câteodată i-am zis că dacă scăpam puțin ulei și nisip ca organizator, ne mai lărgă o glumă asta. Deci, Mircea a pus sarcina cea mai grea în campania asta. A fost singurul care mi-a convins familia să candidez și astăzi să ajung în fața voastră să discutăm din postura asta. Și vă spun că nu i-a fost ușor. Și pe lângă multe altele. Acum nu putem să...